Plenul Camerei Deputaților a aprobat o inițiativă a unui parlamentar prin care se dorește ca ziua de 15 septembrie să fie declarată zi liberă. S-a ajuns la această concluzie pentru că de cele mai multe ori părinții au probleme prin a se învoi de la serviciu pentru a fi alături de copii în prima zi de școală. Inițiatorul propune ca data de 15 septembrie să fie zi liberă națională pentru părinții care lucrează în sistemul bugetar și privat, astfel încât să poată fi prezenți la festivitățile de început de an școlar alături de copii. Și asta pentru că orice părinte își dorește să fie alături de copilul său în prima zi de școală, fie că sunt boboci, fie că sunt în clasele mai mari. E o idee bună ca părinții să fie lângă copiilor în prima zi de școală. Da, e bine. De ce? Da, suntem de acord. Pentru că așa ar fi normal, nu? Păi, la câte zile libere sunt în țara asta și la câte sărbători. Dar e bine, măcar pentru copii, că până la urmă sistemul ăsta de învățământ de câțiva ani lasă de dorit. I-au zăpăcit pe copii și măcar că asta să facem copiilor, o bucurie de a merge cu ei în prima zi de școală. Da, ar fi o idee cât de cât bună să părinții să fie alături de copii. Ținând cont că majoritatea sunt bugetari sau mai ales la cei privați, nu pot să-și iau liber oricând la diverse activități ale copiilor. Da, mi se pare corect. De ce? Pentru că e logic copilul să meargă de mână cu mama, cu tata, e un eveniment. O părere foarte bună. Sunt mamă și deci mi se pare o inițiativă foarte bună. Există foarte multe cazuri în care unii părinți sunt nevoiți să se învoiască sau să-și ia concediu fără plată pentru a fi alături de copii în prima zi de școală. Poate că această zi liberă va veni în compensație după ce propunerea de a majora alocațiile de stat la 200 de lei pentru copii a fost amânată. Propunerea ar putea avea șanse să treacă în Parlament, întrucât și anul trecut s-a mai votat o zi liberă, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei. Aceasta ar fi a 13-a zi liberă din acest an dacă va primi votul tuturor parlamentarilor.